Lecția se numește despre inima omului. Ea se numește Emotional Affairs, dar în terminologia biblică și românească, lecția se numește, e o lecție finală, o lecție foarte importantă, despre inima omului. Deschideți, dacă vreți să urmăriți pe ecran, Maliach, capitolul 2 de la versetul 13 la 16. Maliah, capitolul 2, versetele 13, 14, 15 și 16. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el să nu mai el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta ta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovară așa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere unul singur? Sămânță dumnezească. Luați seama, dar, în mintea voastră, aici e sublinierea, luați seama, dar, în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios neveste din tinerețea lui. Și parcă profetul știa că nu o să fie bine înțeles versetul ăsta și partea asta și mai repetă, acest imperativ, îl repetă în versetul 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, și pe cel ce își acoperă hainele cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Observați, vă rog, sublinierea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu. Și profetul acesta, atât de frământat și de durut cu această grea povară, el spune lui Israel, adunările voastre, slujbele voastre, jerfele voastre, activitățile voastre religioase arată bine pe din afară. Dar zice, să știți că atunci când mergeți cu ele la altar și când faceți să arate totul frumos, să știți că Dumnezeu nu se bucură. Să știți că pe Dumnezeu nu îl puteți impresiona cu asta. Și atunci ei pun întrebarea: dar de ce? Dar de ce să nu se bucure Dumnezeu? De ce să nu primească? Și Maleahi zice: Știți de ce? Uitați-vă la legământul făcut. Uitați-vă la inima voastră. Și de două ori accentuează, de două ori repetă, de două ori subliniază. Luați-seama în mintea voastră. Luați-seama în inima voastră, luați-seama în sufletul vostru și fiți credincioși. Și soțului și soției și lui Dumnezeu. Aici este marea provocare pentru că la urma urmei, iubiții mei, totul este despre inima omului. Totul este o chestiune de inimă. În slujire, în familie, în societate, în relațiile dintre oameni. Cum ți este inima ta și dacă inima ta este in the right place, dacă inima ta este într-o relație corectă, într-o relație bună cu Domnul și cu cel de lângă tine. Este o problemă de inimă. Am vrea noi să explicăm în multe feluri. Am vrea să dăm vina pe multe lucruri. Am vrea să explicăm, știu eu, legat de cultură, de religie, legat de lumea în care trăim, legat de multe, multe lucruri. Cuvântul lui Dumneze Dumnezeu nu ne dă voie și ne duce mereu acolo și zice, nu, 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 cum e inima? Cum e inima? unde ți este inima, unde ți este mintea. Pentru că atunci când Dumnezeu spune minte, când spune inimă, când spune suflet, când spune omul tău la untric, se referă la toate acestea într-un loc. Iată ce spune Iacov, capitolul 4, versetele 4 și 5. Și asta e Iacov. Nu i-am pus cuvintele aici, dar e cutremurător și grav cât de alarmant și cât de apăsat, spune el. Și chiar prima expresie, aproape că nu vrei să o citești. Cum zice? Suflete prea curvare. Cum poate să spună așa ceva? Imediat l-ai duce la comitet. Imediat ai zice, cum își permite? Cum ne jignește așa? Și o să vedeți unde merge el. Și să vedeți unde, unde lovește această afirmație. Nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Și apoi, în versetele 7 și 8, în același capitol, Iacob, capitolul 4, versetele 7 și 8, zice Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima. Oamenii cu inima împărțită. Nu știu dacă o să reușesc, dar dorința mea și, și dorul meu este să, să vă fac măcar un pic în seara asta, măcar puțin, să înțelegeți cât de mult și cât de gelos este Dumnezeu pentru inima noastră. cum nu-i trebuie lui Dumnezeu nimic. Nu-i trebuie averea noastră, nu-i trebuie gunoaiele noastre, nu-i trebuie programele noastre, nu-i trebuie nimic. Știți ce-i trebuie lui? Și nu se lasă că vrea cu gelozie lucrul ăsta și dorește nimic altceva decât asta. Dorește inima noastră. Dar o dorește întreagă. Dacă e o inimă împărțită, ne-o spune de la obraz suflete prea curvare. Ne supărăm, nu ne supărăm, ne-o spune de la obraz. Știți de ce? Pentru că e un Dumnezeu gelos care vrea toată inima noastră. Și zice, nu-ți împărți inima cu nimeni și cu nimic, e toată a mea. Doamne, trebuie să-mi împart cu familia, trebuie să-mi împart cu, cu lumea, trebuie să-mi împart cu locul de muncă, cu cariera, trebuie să-mi împart cu grijurile vieții. Și Dumnezeu zice: Nu. Dacă faci lucrul ăsta, inima ta împărțită nu o să te ducă decât la necaz. Și Iacov ne dă un mare secret și zice: Când ne-a dat Duhul Sfânt și când a pus Duhul Sfânt să locuiască în noi, de fapt ce a făcut cu asta? A vrut să ne cucerească inima. Înțelegeți? Zice, când Dumnezeu a pus Duhul Său cel Sfânt să locuiască în inima noastră, a spus-o cu gândul că ne vrea cu gelozie pentru sine. Și acolo, în inima noastră, Duhul Sfânt spune mereu, ai grijă inimă, aparții lui Hristos. Ai grijă inimă, unde te uiți, cum vorbești, cum gândești, cum simți, ai grijă. Tot ce ești aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu te vrea cu gelozie, ești a Domnului. Nu te lasă cu lumea, nu te lasă cu pofta, nu te lasă cu firea, nu te lasă cu frica, nu te lasă cu îngrijorarea, nu te lasă cu mânia, nu te lasă cu minciuna, nu te lasă cu răutatea. Zice, tu aparții lui Hristos și Duhul Sfânt locuiește acolo și cât timp locuiește acolo, numai tot asta spune. Veghează, veghează, nu te lăsa, tu aparții lui Hristos, tu ești al lui Hristos. Deci să știți că e o problemă de inimă. Atitudinea care o am față de soție, atitudinea care o am față de soț, atitudinea care o am față de copii, atitudinea care o am față de biserică, de orice, este...